elemente, X-ul cât am zis? X-ul este 2, punem 2 și Y-ul este 1 sau minus 1? 1 sau minus 1? Minus 1 a fost, da, Y-ul egal cu minus 1. Iată, dragi voi, iată, dragi voi, ce logica matematică e folosită. Deci logica matematică nu este un capitol pe care îl dăm repede uitării. Logica matematică ne folosește extraordinar de mult. Aici v-am prezentat un predicat din două predicate, pe 1 și pe 2. Dar ne-a spus ce? Când o sumă din pătrat este 0? Când am două sume, deci am două simultane și una și cealaltă. Deci eu căutau perechile și ele care se verifice și pe prima și pe a doua. Și pe prima, iată la prima și toată funcționa de adevăr aici. Și pe a doua, asta funcționa de adevăr aici. Iar cele două se intersectează într-un punct din coordonate 2 și minus 1. Super! Ia uitați-vă. 2, spectaculos. 2, și dacă mă duc aici, minus 1. Senzațional. Deci, practic, acele două nu le puteam găsi cu precizie, nu știam să o intersectat. Dar iată să o intersectăm și am găsit 2 și minus 1. Sunt gândat de tot ce am citat acum, pentru că am pornit și am început să vadă că nu 0, 0 nu e atât de important, și sau nu știu ce acolo, tabelul cel de lor, ci la ce folosește partea aceea. Cu ce am început? Am început cu faptul că în matematică vorbim de propoziții, nu? Enunțuri despre care știm că sunt adevărate sau false. Nu e interesat de gramatical, ci interesat de punct de vedere al faptului că mă pot pronunța adevăr sau fals, adevărat sau fals. Ei bine, această... Din propoziții simple pot face o propoziție compusă, folosind corectorii și sau implic negația, da? Ei, și cum acea compusă, pe exemple concrete, presupune negarea fie a lui sau, da? Sau fie a lui și. La sau a fost 7 ori 1, când zicea, așa asta îmi place și îmi place și alții, unor șapte. Iar la și, acestea sunt gând, și asta și cealaltă să fie. Adică intersecția la mulțime de adevăr. La predicate în respectiv. Asta e așa. Și metoda, și metoda grafică, nu făcută, și metoda, să spunem, acea tradițională de clasa a șaptea, a opta, cred că a opta se fac sisteme, când sunt metoda substituției sau reducere, da? Și așa putem da peste soluția respectivă. Altă de relătate, mă sunt de George. George de la Giurgiu, da? Și facem și prin ce caz. Eu de două ori de-a buretele și mă spală linia asta și mă... Cât de 6 volte? Și... 800. Facem integrala asta, că să știe să este de folos. Deci integrala interioară. Ca să fie una ușurică. Nu... Băi, că de nou pe curostii. Nu mă necăjești cu vreo trăsnaie, că tu așa îmi faci mereu. Nu știu, de Florin din George. Poate ne așteaptă să disperge tabla, nu mă supe. Spergele mele.
Come? Sprafa. Bun. Hai să vedem, mă. Deci integrală din. Da. Unul supra radical din x pătrat plus 1. De x, da? Să vedem ce faci noi aici. Este o integrală irațională, da? Tot ce ai încercat, că știi cum plec eu. Dă tu o idee că tu te ocupa de ea. O substituție. La ce substituție ne gândim? X pătrat. X pătrat plus 1 egal cu T. Ia să derivăm pe asta. Logaritm natural. Notăm o funcție mare de X. Egal cu logaritm natural din X plus radical din 1 plus X pătrat. Haideți să derivăm să vedem ce se întâmplă. Stai o secundă. Vrei să derivăm? Da. Să vedem ce se întâmplă. Deci ce se întâmplă? Iată-ți. Deci f mare derivat de x egal cu 1. Zi, te rog. 1 supra argumentul său, x plus radical din 1 plus x pătrat. Da? Deci e 1 supra x plus radical din 1 plus x pătrat, înmulțit cu derivata argumentului, adică înmulțit cu cine? Cu x plus radical. X plus radical din 1 plus x pătrat, totul derivat. Și egal mai departe cu 1 supra x plus radical din 1 plus x pătrat, înmulțit cu 1 plus 1 supra 2 radical din 1 plus x pătrat, că e deriva radicalul. Orice este supra radicalul derivat. Adică ori 2 x. Da? Și egal mai departe cu 1 supra x plus 2 cu 2 se simplifică. Da? Nu știu la ce ajută. Deci 1 plus 1 supra x plus radical din 1 plus x pătrat. Ori 1 plus, adică radical, dar după ce ajungem noi aici. Din 1 plus x pătrat plus x, totul supra radical din 1 plus x pătrat. Simplificăm asta cu asta. Se face 1 de radical din 1 plus x pătrat. Da? 1 supra radical din 1 plus x pătrat. Este exact acolo ce am avut noi de făcut, nu? Deci primitiva aceasta este logaritm natural din modul din x plus radical din 1 plus x pătrat. Punem modul care nu știm exact dacă e pozitiv sau nu. Da? De natural din modul din 1 plus x pătrat. Așa, 1 plus radical din 1 plus x pătrat. Plus o constantă. Deci, este clar că aceasta este o formulă pe care o reținem cum sunt. Știi bine că și la formulele celelalte, sina, cosina, tangentă. Sigur că da, se demonstrează pe baza demonstrarea derivatei, da? Când ai făcut la derivate, ce că zici așa? Dacă funcția f de x e dat cu arc sin de x, atunci f derivat de x este 1 supra radical din 1 minus x pătrat. Da? 1 supra radical din 1
Și la derivat, la confunderea funcțiilor, e la minus 1 acolo, dacă ți-am zis, din clasa 11 ați făcut asta. N-ai demonstrat asta? Păi, de trebuie. Atunci cum vă fac profesor? V-a dat pur și simplu rezultatul? Deci, anul trecut, când ai făcut derivat la luat sin, n-ai făcut așa? N-ai derivat pe... A, bun, dar ți-am gândit ce de acolo vine? Da. Bun. Ei bine, dacă ți-am gândit chestia asta, acum, la primitive, nu mai are rost să te chinui când faci integrală din 1 de radical din 1 minus x pătrat. 1 minus x pătrat de x când faci, deci, primitive din asta, spui rezultatul egal cu alții. Sin de x plus o constantă, pentru că este procedeul invers. Nu? Ce? Ce propui tu să fac la integrala asta, dacă mi-o dai pe asta să fac? Să spune ce să fac. N-am ce fac. Cu? Nu știu ce să... Nu se merge. Te complici mult. Te complici aici. Să plătesc pe x cu sinus, eventual 1 minus x pătrat pe cosinus, derivata lui sinus, îi simt pe cos, complici lucrurile. Deci, în clipa în care ai derivat, ai făcut direct, dar nu trecut la funcție. Ascultă-mă, că asta e logica. Deci, dacă ai făcut la el de x egal cu axin de x, de făcut derivata și ai făcut, ai demonstrat totul pentru tine, în afară de faptul la profesorul, ai demonstrat totul pentru tine, pentru sufletul tău, acum, fiind vorba de procedeu invers, nu mai muncim aici. Sunt formule care spun clar despre ce e vorba. La fel și la formula aceasta. Din clipa în care ai f de x egal cu... Deci ai că... Deci, în clipa în care ai că logaritm natural din x plus radical plus x pe fractere... Păi cum? Este o formulă fixă, ascultă-mă, că dacă până ajunge la asta tot timpul. Deci asta, dacă tu ai înțeles-o că este o formulă, pentru derivata ei face asta, dacă tu îmi dai integrală de cum se radical din ax pătrat plus bx plus c, e ceva de gradul 2, de x, eu de acum mă închidesc. Să ajungi așa și faci substituție și te duci după modelul ăsta. Da? O duci totdeauna pe modelul ăsta. Faci foarte bine toată lucrarea acolo, pătratul perfect, toată șmecherile. Și te duci tot timpul spre formula asta. Deci această formulă o reții, fără să te închinui să o... Sigur că da. Este o formulă pentru că derivata ei o ai de acolo. Cum ai formulele la sin, la cosinus, așa mai departe, așa la asta. Păi ți-am arătat-o eu, că de anul trecut, deci de la, am arătat că asta este și acum tu o reții și la ajungi totdeauna la asta, la asta. Deci o reții pe asta, că e o formulă, pur și simplu, ca să nu mai pierd timpul. Așa cum l-am țin la os, asta ți-am putut să spun. Dar fiindcă mă tot m-ai întrebat, hai să spun și eu integrală. Cum faci integrala următoare? Integrală, cum ai pus-o cineva acum, înainte de a veni la... treaba aici, am văzut un mesaj. Și așa, integrală din 1 supra x radical din 1 minus logaritm pătrat din x pe x. 1 supra x radical din 1 minus logaritm pătrat din x de x. Ai văzut-o, da? O vezi pe tablă. Da. 1 supra. Sigur că da. Deci notăm că ne-a luat din X cu T. Sigur că da. Deci notăm cu T. Și diferențiem stânga-dreapta. În stânga era acolo cu X, în dreapta era acolo cu T. Deci, în momentul ăsta, ai notat cu T, da? Da. Și acum vine 1 pe X de X. 1 pe x de x. Egal cu... Noi mergem pe t. Dacă ar fost cu, da? De t.
număr de teri ca să... Păi asta nu mai târziu când faci integrala definită. Da? Ai făcut și integrala definită. Bun. Și da? Am înțeles. Am mers cu motivarea. De ce facem integrală ca cuvinte? De ce ne interesează primitiva asta în final? Asta e răspunsul. Da. Și faci acum 1 pe x de x. 1 pe x de x este delta r. Deci rezultă, nu spune, dar atenție, șmecherea aici este. Deci spun de aici că rezultă că e o altă funcție în valoarea de la t. Da. Deci rezultă integrală. 1 pe x de x este delta r. Și vine 1 pe radicalul din, să-i facem până la capăt, prietenul nostru, integrala asta, 1 pe radicalul din 1 minus t pătrat de t. 1 radical din 1 minus t. Iar sinus, sigur că da. E tocmai aia. Sinus din t plus o constantă. Ars din t plus o constantă. Ei, și acum mă întorc la variabilă și zic că fosta integrală, integrală din 1 supra x radical din 1 minus logaritm pătrat din x. Da? 1 supra x radical din 1 minus logaritm pătrat din x de x este arc sinus din t care t e logaritm pătrat din x. Da? Logaritmul din x plus o constantă. Și cu asta i-a făcut prietenul nostru integrală. Florine, dacă tot m-ai provocat, îți dau și eu mine. Mai ai una. Hai să dăm de mână. Hai, te rog. Acum. De ce nu crezi și tu pe scâne? Nu te interesează de integrarea asta? Nu, nu înțelegi nimic din el. E altă limbă. Ia să vedem. Zi-me... Da. Zi. 1 supra. X la 4 plus 1. Ori de X, da. Păi n-ai o greșeală, nu mai dai ceva. Păi nu, tu vezi de bine. Mai dai ceva. Altfel mă necăresc foarte tare acolo. Știi de ce? Hai să muncesc. Totuși, dacă tu mai interesat asta să fac, cred că... Păi hai să vedem. X la 4 cu 1, să vedem dacă găsim componente. X la 4 cu 1, mi se pare că este egal cu x pătrat minus x radical din 2 plus 1, pentru că x pătrat plus x radical din 2 plus 1. Să vedem dacă este adevărat, că nu mai țin minte foarte bine formula asta. Hai să mulțim ca să nu perfecte. Păi cam mai departe, te rog, vorbește. Da. Da. X la 3 radical de 2, da? Plus X la 2. Acum cu minus X. Minus X 3 radical de 2. Minus X la 2 ori 2. Da. 2X pătrat. Minus 2X pătrat. Minus X radical de 2. Plus X pătrat. X radical din 2. Și plus 1, nu? Ia să vedem dacă se reduce ceva. X la 3 radical din 2 cu X la 3 radical din 2. Un X pătrat cu un X pătrat cu minus 2X pătrat am scăpat și de ei. X
minus x la radicală 2, x la radicală 2 am scăpat și este x la pătrat plus 1. Bun, deci te-am dat treaba. Hai, când ne-am amintit, e cam mai departe cu integrală din 1 supra. Neapărat, orice polinom de grad superior se descompune în polinomii, orice polinom de grad superior, coeficientul real se descompune în polinome de gradul 1 și 2 la diverse puteri. Atunci l-am descompus pe x la 4 plus 1 ca fiind x la 2 minus x radical din 2 plus 1, pe lângă x la 2 plus x radical din 2 plus 1. De x. De acord? Da. Și acum se ia asta de o parte și descompune în fracții simple. Da. Deci 1 supra x pătrat minus x pătrat. Nu, nu, nu. Fracții simple. Deci x pătrat minus x radical 2 plus 1. Pe lângă x pătrat plus x radical din 2 plus 1. Este egal cu de la două fracții. Da? Una are numitorul x pătrat minus x radical din 2 plus 1. Cealaltă fracție, cum se spune între ele, are numitorul x pătrat plus x radical din 2 plus 1. Sus am ceva de gradul 1. Ai spus B la prima. Și ce x? Ce ori x plus d. Și atunci la ce ar fi tot? Păi se lucrează cu da. Păi atenție! Să aduce la același viitor. Vom obține aici un polinom de gradul 3 cu coeficiența ABCD. Numitorul va fi același. Și polinomul acel de gradul 3 în ABCD îl identificăm cu 1. Și vei ajunge la un sistem de 4 ecuații cu 4 necunoscute. Adică vei avea o relație în AB, alta, 2, 3, 4. Identificăm coeficientul x la 3, x la 2, x la 1 și x la 0. Și ai un sistem de 4 cu 4. Acest sistem de 4 cu 4 rezolvi prin metoda cu determinanță, o să te duci. Da. Și găsești constante la PCD, pe care le înlocuiești aici. Atunci integrala înseamnă din fiecare. Nu? Da. Și ai de gradul 1 de sus și gradul 2 jos, te descurci. Da. Da, cu derivata, când faci pătrate perfecte jos acolo, vezi lunar tangente. Deci vezi lunar tangente sau vei vedea orice acolo, ceva la gradul 2, un logaritm. 1 pe 2 a logaritmul de modul x minus a supra x plus a. Deci... Hai, păi la 1 supra x pătrat plus 1, e direct. E iar tangente, nu? 1 supra x pătrat. Păi nu merge așa de... Dacă ai fi avut x pătrat plus 1, nu mai e descompunerea. E formula directă, măi, Florin. A tangente, ce mai vezi timpul? Păi unde să... De așa e x pătrat plus 1 e de gradul 2. De așa e de gradul 2. Ori teoria spune că polinomii se descompun în polinomii de gradul 2 și de gradul 2. Ea e de gradul 2 stop. Da? Deci nu ai ce insista aici. Pe final, am văzut-o asta și îți dau ție acum una ca să te mă ții minte. Integral. Ok? Nu merge nimic. Deci descom. Așa. Hai că te urmăresc. Deci egal cu... Ai zis așa. Scoți un x pătrat factor forța, să zic, da? Deci... 1 supra x pătrat pe lângă x la a doua plus 1 pe x la a doua, da? Și ascultă, că la x, atunci și acolo, egal cu 1 supra x pătrat în sus,
Cifra x pătrat plus 1 pe x pătrat. Deci, 1 pe x pătrat l-am pus sus deasupra. Și aici e formatul pătrat perfect. Da, 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 te știu, știu. Am înțeles, am înțeles. Da. Deci, te-ai dus să ai zis așa. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Deci, de x, egal mai departe, cu 1 pe x pătrat, da? 1 pe x pătrat, supra x, x plus 1 pe x tot la pătrat, minus, deci x plus 1 pe x tot la pătrat, minus 2 de x. Și dacă mă descutez pe asta, derivata asta e 1 minus 1 pe x pătrat. Ei, tu n-ai sus șmecheria asta, ai numai pe, pe cine l-ai, pe... Sigur că da. Deci e ca mai departe integrală din 1... mulțești cu minus 1 ai, să zicem, tot minus sus îl faci sus, minus, și ai 1 minus 1 pe x pătrat supra x plus 1 pe x, tot la pătrat, minus 2, și mai pun aici minus 1, că la numărător am avut și scăzutul 1, pe x. Și apar unii două integrale, da? Adică 1 minus 1 pe x pătrat supra x plus 1 pe x la pătrat minus 2. Ai derivata de sus, asta de jos merge, nu capi discuții, dar când te duci la a doua, ai minus 1 supra x plus 1 pe x la pătrat minus 2. Ce mai faci la aceea? Da? Deci a doua, iarăși, îți dă bătaie de cap. Prima ție-s, dar a doua nu mai dinguiești foarte repede. În concluzie, este o idee interesantă, dar nu cred că nu se finalizează, după părerea mea. Deci, tot așa, în forma aceea care am spus eu mai înainte, teoria îmi spune așa, mă duc pe cuvântul, am un mult de muncă și nu știu ce să zic. Mai insistă, poate te duci, dar la integrala a doua nu văd. E vorba de 1 supra x plus 1 pe x la pătrat minus 2 aceea. Nu văd ce să-i faci. Nu mai ai derivata, ai pierdut derivata acolo, 1 pe x pătrat ăla. Și iar, doar dacă ajungi din nou peste ea. Deci dacă lucrezi la ea, la partea a doua, și îți dă integrala de la început, ceva 1 supra x pătrat, la 4 plus 1 și eventual aceea dus în stânga peste integral la început, vezi artificiul ăsta că este interesant. Mi-amintesc că mergeam undeva, nu știu dacă chiar asta merge. Caută să o conduci să vezi dacă așa este. Dar acum îți las și ții integral, cum e dat mie două, îți las și eu. Da, x la 4 plus 1 supra x la 6 plus 1 pe x. Da, e văzut. Bine, hai, vă. Te gândești la asta, da? X la 4. O știi? Hai să te spun. Da? Te las să te gândești. E cam. X la 4 plus 1 supra x la 2 plus 1 pe lângă x la 4 minus x la 2 plus 1, nu? Ca la 3-a, pentru că zice aici x la 2 tot la 3-a plus 1. Și? Deci sus am vrut și scădem x pătrat. Deci faci integrală din x la 4 minus x la 2 plus 1 plus x la 2 supra x la 2 plus 1 pe lângă x la 4 minus x la 2 plus 1 de x. Și acum rupem în două integrale.
din x la 4 minus x la 2 plus 1 supra x la 2 plus 1 pe lângă x la 4 minus x la 2 plus 1 de x și plus integrală din x la 2 supra x la 6 plus 1, că mie sunt coțul tablei și nu mi-e greu, da? X la 6 plus 1 de x. Vezi că nu am unde să scriu. Asta. Gata, ăsta e bun, e corect, e prins. Și prima este în tangentă și cealaltă, mă rog, ce-o fi acolo, vezi tu imediat. Da, așa e corect. Artificiul ăsta a fost interesant. Adunăm și scriu. Deci merge de aici încolo foarte bine. Bun, Florine? Ai urmărit-o cu asta, de ești tot, nu? Am înțeles, am înțeles. Bine, tot la mine ai găsit-o sau unde? Da. Tot la mine ai găsit-o, bine. Și mai chiar ce ești. Bine, hai că te las, la revedere. La revedere. Pe drumul. Da. Asta mi se întâmplă. Observați-mă. Mă caută și... El este un vechi prieten al meu, i-am trecut. Amintești, nu? Florin din jur. Anul trecut, din când în când, te lovea cu altceva. Ceasul este nouă, cât este? Fără un sfert. Nouă, fără un sfert. La tema la tine nu ți-am făcut nimic. Tu ai venit cu gândul să-ți fac tema, să te arăt la temă și eu n-am făcut nimic. Asta e, asta fac eu. O să fac tema. O să fac acum câteva lucruri de la temă ca să mă duc și deci acasă și mă înjuri, să zic, bă, aia mi-ai făcut din profesor. Ori nu știi, ori ce cu tine. Hai să facem mai mult. Zi-mi, Cosmin, tu care e programul tău în continuare? Mai rămâi să mai discutăm ceva sau te grăbește? Să zicem, la ora cât de slec. Ei, trebuie să mă trebuie să merg cu ea. Așa. La ce e urmă? Tu te terminăm asta, nu? Da, da. Așa. Într-o, cât, într-o jumătate de oră să terminăm? Cam cât de oră? 60 și... Așa, 60, la 9-60, da? Și o seară. Da, da. Dacă integrale ceva n-ai știut să mă întâlnă? Integrale nu. Nu faci ce? Nu, că eu am venit acolo cu locuitoare de câteva zile. Așa? Da. Hai, zi-mi ce asta. Nu am nou. Hai, că nu știu ce citim, nu? Da, dar că nu prea citesc în casă. Nu știu noi, știu ce citesc în casă. Ce faceți? Voi dictați așa. Să se arate următoarea formule sunt tautologii. Non, non, deci non P sau non, așa, în paranteză, P și non. Cam un principiu necontradicție. Da? Principiu necontradicție. Deci non P și non P. Adică eu iau pe P propoziția P. P. Care are două variante. 0 sau 1. Iar ca propoziție nu are mai multe. Are două posibilități. Fie adevărată, falsă sau adevărată, 0 sau 1. Și pune între imediat aici nume.
De ce? Un non pe. Ce înseamnă un pe? Negația. Cât ar fi non pe aici? Unu. Asta altă? Da. Acum, am cele două, un pe și non pe. Ce trebuie să fac cu ele? Să le leg în conectorul și. Deci o să pun pe și non pe. Pe și non pe. Pe și non pe. Ce știi la și? Te uiți la cele două coloane și la și înseamnă să fie ca să pui unul. Da? Să pui adevărat, numai când am două sunt adevărat. Da. Și aici ce pui? Zero. Zero la amândouă. Că n-ai amândouă adevărat. Și acum, pe asta o negi. Și acum te uiți la coloana asta și asta înseamnă non pe și non pe. Deci pe asta am legat-o. Deci non. Nu în toate astea. Eu sunt la coloana asta și negi. Și negă tot de bine. Unul, unul. Adică este adevărat tot timpul. Deci construcția asta făcută. Nu, nu, pe și non pe, e totdeauna o propoziție adevărată. Ea este dintr-o singură propoziție. Și iată cum am plecat. Am plecat că B are două posibilități, 0 sau 1. Non-B, m-am uitat și am construit-o, am legat pe ăsta două uși, ca să construiesc pe ăsta. Și am legat-o tot după aia. Pe toată asta am legat-o. Adică coloana de ce a legat. Și atunci am zis, am găsit la de adevăr aceste propoziții. Este o propoziție compusă aici, nu? Practic. Plecând de la P, a rezultat această propoziție, care are mare valoare de adevăr, totdeauna cu U. Se cheamă aici principiul ăsta, indiferent cum este P-ul, fie că este 0, fie că este 1, totdeauna este adevărat. Bun. Asta a fost A1. Și pe urmă, P-ul, de tot A2 ăsta, hai să vedem cum urmă. Ai mai departe P sau P sau Q P sau Q în paranteză P sau Q și și non P non-P. Deci P sau Q și non-P. P sau Q am pus într-o paranteză. Apoi toată asta într-o altă paranteză implică Q. Implică Q. Deci, punctul B, asta a fost A-ul, B-ul. Păi că de-acuma, de la câte propoziții discuții, că discutăm dialogul ăsta cu două, P-ul și Q. Și atunci când construiesc asta, P-Q, am posibilitățile. Care sunt posibilitățile? 0, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 0 și 0, 0. Și 1, perfect. Și 1, 1. Asta, cu cele două ce fac prima dată aici? Conectorul pe leg, cu ce conector? Pe tătătă, cu ce conector? Între P și Q. Sau. Sau. Deci, P sau Q. Și le privim la sau era așa. Da. Dacă P e adevărat și Q e fals. Da. Înseamnă că P e fals.
De ce nu se întâmplă? Sau însemna așa? Măcar una să fie. Măcar una să fie pentru a fi bine. E rău că n-am două să vede. La sau asta, sau la asta, sau cealaltă. Nu văd la mecanic. Încearcă să înțelegi logic. De-aia suntem la logic matematic. Deci sau înseamnă foarte fericită când măcar una e adevărată. Și sunt tristă când amândouă sunt zero. Da? Așa, dar aici ce să spun? Zero. Zero. Apoi. Unu. 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 Asta e sau. Mai departe, când a făcut coloana lui sau, îmi trebuie coloana lui non pe. Vezi? Non pe. Mă uit la pe și pun non pe aici. Dar am nevoie de non-pe. De ce am nevoie de non-pe? Pentru că e prezent non-pe-ul aici. Și cum să leg cu asta de aici, cu oana de aici, cu coletorul și cum să leg. Așadar, ce fac acum? Non-pe. Trag cu oaitul la pe și... Așa trebuie să pot face ea, ca să nu cumva să greșim. Da? Și-am negat-o.
sunt aici. Acum mă duc la coloana asta, la Chiu, și la coloana asta. Și le fac cele două coloane cu sau. Nu? Coloana asta de aici. Cu coloana lui Chiu, care este aici. Le unesc prin ele cu cine? Cu sau. Este sau aici. Adică, scriu acum, Q, sau non-mă, scriu ce fac eu aici, non-mă, toată asta, da? Non. Păi, sau Q, și non, păi așa. Sau, Chiu. Și aici e finalul. E finalul problemei. Și ne uităm la celălalt. Am 0, 1 cu sau. Ce cu 0, 1 cu sau? 1. E sau. Una sau cealaltă. Apoi, am 1 cu 0. 1. Am 0 cu 1. 1. Am 1 cu 1. 1. Asta trebuie să dea. Tot timpul este adevărat. Indiferent ce se întâmplă între cele două, la final mi-a dat 1, 1, 1, 1. Da? Hai să mai luăm o dată, care a fost logica. S-a făcut 9 și câte? 9 și fix. Deci am avut de făcut acolo. O propoziție compusă din două. Ce propoziție de bază a fost? Pe U și Chiu. Iar compusa, rezultata, propoziția compusă, am avut aici colectorii. Sau și non. Sau și non și implică. Da, sau non și implică. Numai că mie implică, eu l-am transformat într-un echivalent, care îmi vine mie mai repede, non pe sau Q. Deci eu de implică am zis non pe sau Q. Dacă bag el îmi implică Q, e non mă, sau Q. Și atunci, propozițiile și Q sunt în variantele 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. Asta se repară posibilitățile. Și încep să construiesc. Între B și Q, ce prin colector este? Sau. Sau între cele două, înseamnă să pun 0 mai prea mult 2. Altfel o să fericit, măcar una să fie bine. Deci măcar una. Ține minte așa. Fericit sunt când măcar una la sau. Sau asta, sau celălaltă. Să fie unul, că atunci e foarte bucuros. Sunt trist când amândouă sunt false. Și atunci am pus 0, că aici am avut amândouă false, și restul am pus 1. După aceea, văd că rezultatul de aici, pe sau în Q, se leagă cu și, către cine? Către non P. Am nevoie de non P. M-am uitat la P și am pus pe non P. Înseamnă 1, 1, 0, 0. Și acum am uitat coloana lui P sau Q, adică astea două vecine. Și le leg cu și P sau Q și non P. De acord? P sau Q și. La cele două? La și una și alta. Deci pun unul numai dacă și una și alta e unul. În rest pun 0. Și una și alta să fie. E bine când amândouă sunt. Bine, da? Zulu. Deci m-am uitat la cele două și am pus unul singură dată. Când amândouă sunt bine.
care s-a pus în ori. Acum, din... M-am dus aici, am construit pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, toate paranteza astea am construit-o. Trebuie să mă duc la limbică. Dar când mă trag mult pe toată asta, da? Și mă implică Q, asta sunt, implicația am transformat-o în ori M sau Q. M sau Q. Adică, toată asta construită, am nevoie din noia. Adică mă duc la coloana asta și aici să nu, aici, la asta. Pe ea o trec, îi s-o tragă în minun, s-o trec în noapte. M-am uitat la ea și am fost negația. 0 negativ 1, 1 negativ 0, 0, 1, 1. Și acum spune, normul, adică coloana asta, o dată afară, sau Q. Sau Q. Deci, coloana de aici, coloana asta, le leg între ele cu sau. Și sau, la sau, înseamnă măcar una să fie mult desfericit. 0, 1, 1. 1 cu 0, 1. 0, 1, 1. Și 1 cu 1, 1. În final, am arătat că, indiferent cum sunt cele două propoziții, în combinație, ori am în două fațe, ori una așa și una așa, ori am în două adevărate, în final, în construcția făcută, noua propoziție compusă, folosind acești colectori, îi, unul peste tot. Adevărată, în fiecare din cazurile acelea. Da? Aceasta, așa trebuie făcut. Acum te poți descura singură ce zici? Nu. Tu încerci. Deci, mai departe, ar fi C-ul, P sau Q, și, în paranteză, și Q, și non-Q, implică P. Deci, cum facem asta? Deci, noua construcție este așa. P sau Q, P sau Q, și P sau Q și non-Q, non-Q, tot într-o paranteză, implică P. Adică ce s-a întâmplat doar atâta? S-a făcut P cu Q aici. Da? P cu Q. Deci non-Q vine aici și P o duce la implicație. Și începe construcția exact cum am făcut-o până aici. Iar cum procedăm? O să șterg o parte din ele. Deci, până aici n-am nevoie din non-P aici, am nevoie din cine? Non-Q. Deci, șterg coloana asta. Și până acolo, ce? Non? Tu îți faci alte? Nu modifice. Da? Faci alte, de fapt, nu am tabel, hai te aștept. N-am făcut nimic dacă... Non-Q. Aici, aici? Non-Q. Ne uităm la coloana lui Q
spun egal. Ce punem? 1, 0, 0, 1, 1, 0. 0. Acum, P sau Q și urmă în Q, facem și împreună. Ce pot face și împreună? 0, 0, 0, 1, 0. Acum, trebuie să neg complet asta. Ne uite aici și zici, nu în toată asta. Nu în asta. 1, 1, 0, 1. Acum, asta de aici, nu în asta, care o am, sau pe, mă uit acum la unul pe acolo, pe o aici este. Și am 1 cu 0, 1. 0, 1, 1, exact. Da. 1 cu 0, 1. Și 1 cu 1, 1. Tot același răspuns. Da? Deci tot același răspuns. Cred că ne oprim aici. Rămâne să continui și tu acasă. Ai înțeles cam care e cum ușor, ușor să construiești și te duci și, în final folosești conectorii logici. Trebuie să știi ce înseamnă sau și. Sau înseamnă fericită să fie, măcar una să fie bună. Și amândouă să fie bună. Restul e zero. Iar pe implică Q înseamnă non-dimens sau Q, ca să nu mai încurci cu implicația, ca și acolo mecanică veți. Dacă veți mecanic, n-ai șanse. Dar dacă ai înțeles că pe implică Q o locuiești cu non-P sau Q, non-P sau Q, știi ce faci pe non-P, știi ce faci pe Q sau non-P și la Q și faci coletorul sau, știi pe sau, și ai redus implicația la ceea ce înseamnă, ca să nu-ți mai, să spunem, încarci memoria cu lucruri abstracte. Adică, am văzut mai devreme că cel mai important lucru este să înțelegi semnificația conectorilor sau și negație. Numai pe astea și implicația e redus la asta. Da? Așadar, dragilor, ne oprim aici, după perioada asta de logică, matematică, de aplicația de logici. Că altfel, dacă rămâi numai cu chestiile astea, nu au nicio relevanță. Ci e important să înțelegem la ce ne folosesc noțiunile acestea la logică. Da, e frumos, interesant, numai că trebuie muncit. La revedere, pe curând!